Acum vom vedea cum putem să optimizăm site-ul pentru search intent. În 2018, Google va pune mare accent pe optimizarea site-urilor pentru search intent. De aceea noi trebuie să optimizăm acest site sau site-urile noastre pentru a desluși intenția de căutare a oamenilor care caută produsele sau serviciile noastre. De aceea, în acest video vom vedea cum putem face acest lucru. Ce înseamnă search intent? Înseamnă intenția de căutare a oamenilor. Ce caută ei și ce vor să găsească pe anumite site-uri care le apar în topul rezultatelor de căutare Google. De aceea, noi trebuie să aflăm exact cine sunt clienții noștri, ce vor ei să facă pe site-ul nostru, ce caută ei, ce nevoi și probleme au. Mulți experți SEO spun că prin search intent noi optimizăm nu doar pentru un singur cuvânt cheie, ci pentru un topic în parte. De aceea este crucial ca noi să știm exact ce caută oamenii pe site-ul nostru și ce vor să găsească pe anumite pagini pe care noi le optimizăm. Pe data aceasta putem dezvolta, de fapt, un conținut de calitate de peste 2000 de cuvinte în care să introducem cuvinte sinonime a principalului cuvânt cheie după care optimizăm acea pagină și pe lângă aceasta putem să dezvoltăm anumite baze de cuvinte cheie și anumite topicuri sau subiecte după care să optimizăm pagina noastră. De aceea este important ca noi să, mă repet, ca noi să știm exact ce caută clienții pe site-ul nostru. Spre exemplu, să zicem, avem un site pe site-ul nostru, sarmarketing.ro, și am dezvoltat un conținut despre trendurile de optimizare în 2018. Să vedem unde găsim acest. Vedem aici pagina. Trend de optimizare 2018. Am dezvoltat acest topic deoarece consider că este important și în care am introdus cuvântul cheie trend de optimizare SEO. Deci trend de optimizare este un cuvânt cheie principal sau trenduri de SEO. Este un cuvânt principal, în 2018 este iarăși cuvânt principal. Pe lângă aceasta am dezvoltat conținut de fapt, conținut foarte, foarte dens, cu multe imagini, deci un SEO grafic. Pe lângă aceasta am dezvoltat iarăși cuvinte cheie care sunt sinonime cu principalul cuvânt cheie. Și pe lângă aceasta am văzut exact, vedem search intent, ce vor să caute oamenii pe site-ul meu și vedem ce nevoie au oamenii care intră pe site-ul nostru, cum ne ajută produsele sau serviciile noastre. Aici putem dezvolta o listă de beneficii, ce soluții le putem oferi. Pe lângă aceasta putem să ne focusăm și pe beneficiile produselor noastre sau serviciilor noastre. How to, putem să facem ghiduri despre cum să folosească produsele sau serviciile noastre, cum să folosească cuvinte cheie semantice și pe lângă aceasta folosirea de elemente grafice care să atragă atenția.